Nicolae Ionelciucă, președintele Partidului Național Liberal, a fost prezent la evenimentul Europa în fiecare localitate organizat de TNL, cel mai important din seria de conferințe pe care tinerii liberali l-au susținut în toată țara în ultimele două luni. Acesta a optat să rămână în sală alături de tinerii participanți în loc să ocupe locul rezervat în față. Vă apreciez și vă admir nu doar pentru inițiativa aceasta, ci vă admir ca generație. Suntem prima generație care s-a născut în libertate. Sunteți prima generație care vă dezvoltați cu tehnologia. Aveți acces direct la tot ce înseamnă tehnologie. Sunteți prima generație care intrați în contact direct cu inteligența artificială. Meritați să fiți considerați prima generație. Sunteți născuți în era inovației. Noi avem datoria să vă împlinim cerințele ca să putem să vă înmânăm o Românie care să vă îndeplinească așteptările, să creeze condiții și să reducă diferențele, a declarat Nicolae Ionelciucă. Acesta a vorbit despre rolul PNL în Europa și modul în care a reușit să valorifice oportunitățile pe care le oferă România ca stat membru al Uniunii Europene. Partidul Național Liberal a fost cel care a asigurat cea mai mare absorție de fonduri europene de la sub 50%, când am preluat guvernarea la 96% în acest moment. Prin asta am reușit să aducem dezvoltare în comunitățile locale. Vorbim de oameni, de primării din țară, președinții de consilii județene, vorbim de o echipă, vorbim de echipe la nivel guvernamental, echipa de reprezentare a Partidului Național Liberal în Parlamentul European. Pe guvernările liberale am reușit să creștem indicativul de dezvoltare, dar țara trebuie să vă ofere condiții să trăiți, servicii medicale de calitate, precum țările în care milioane de români muncesc, să reducem diferențele, să fim și noi un model pentru celelalte țări, a afirmat președintele Senatului României. Nicolae Ionelciucă a adăugat că, în calitate de militar, a învățat și a înțeles ce înseamnă echipa. Echipa este totul, doar împreună reușim, împreună ne vom revedea în seara de 9 iunie, unde nu o să ne bucurăm doar de rezultatele echipei PNL, ci ne vom bucura că putem dezvolta în continuare România puternică în Europa, a spus liderul liberal.